Da, am revenit aici în platou unde Rareș lucrează din greu. Am încercat să-mi prind și o agrafă în păr, dar nu stă, cred că e defect agrafa. Ce face Rareș acum? Care e etapa? Suntem în proces de terminare. Tot de prindere sau cum, da. Cum e zis? Stai, prin soare. Prin soare, a, așa. Prin soare, prin vânt, prin ploaie, frizura rezistă. Bun, asta e și ideea. Asta e și ideea, să reziste. Bă, bate un cuie, că stă mai bine. Așa. Și tot ce buclă ajunge la un moment dat undeva pe aici, da? Prin zona, nu la mine, mă rog, acolo, da? Da, da, da. Aha. Zona asta, așa. Da. Spor la treabă, da, că mă văd că mai... Revenim. Urmează un nou invitat la noi în platou. Un invitat care a preluat pasiunea pentru scenă de la tatăl său, care este actor. A debutat la vârsta de 4 ani și a adunat mii de vizualizări pe YouTube. S-a remarcat după ce a participat la emisiunea Vocea României. De la Satu Mare, direct în platou, la Tonic Show, Aldo Blaga! Păi dacă tată tot nu reușește să ne strice camerele, ai venit tu să le strici, nu? Merge microfonul? Nu merge, dar las că te aud, eu traduc eu ce spui. Da. Uite, poftim să-ți prinzi părul, dragule. Așa. Da. Bună seara, la mulți ani de 8 martie, la mulți ani de 8 martie, de 14 februarie, de 24 februarie, de 1 martie, de ziua mea, de ziua tuturor. Fiecare zi trebuie să fie o zi a femeii. Fiecare zi trebuie să fie un prilej pentru ca noi, artiștii, acești băieți minunați de aici din band, Marius Aciu de lângă voi, toată lumea bună să sărbătorească... Trebuie să-mi dau și ochelarii. Oh, tu erai Aldo. Știi, te-am văzut pe tine cu ochelari și am zis că de ce să-mi dau și eu cu ochelari? Ovidiu, usca dacă mă auzi, mai stau în platou sau vorbește numai el? A, mai stau, bine, bine. Că eram și o cască să... Așa, da, vrei să auzi ce-a spus? Nu, cred că vrei să auzi. Da, Aldo. Da. Să știi că am venit cu cineva. Vrei să ți-i prezint? Nu mă interesează. Bine, prezintă, hai, prezintă cu cine. Vreau să vă zic că am o achiziție veche și una nouă. O să las publicul să decidă care e cea veche și cea nouă. Doamnelor și domnilor, dacă priviți spre ușă, ca la emisiunea aia. Veniți, vă rog! Aldo, dacă tot ai achiziții noi și achiziții vechi, prezintă-le, te rog. Doamnelor și domnilor, achiziția nouă, Mădălina Ghiran. Și o achiziție ceva mai veche, dar la fel de proaspătă, Țica Sax, pe care probabil îl știți deja din concerte. De unde mai luat, de la Second sau de unde? Da, da. Mai bine să nu intrăm în discuții, că pe urmă ne lungim. Aldo, tu ai început cu cântatul de mic. Tai că tot știu că-ți forma vocea lăsându-te să flămânzești așa câteva ore bune. No, eu băteam în oale, în chestii, cântam, vorbeam singur prin casă, am fost un copil nebun și am rămas. Să știi că nu e vorba că am început să cânt, eu tot încep să cânt și numai nu termin. Știi? Nu termin, asta știu, exact. Ca și cu vorbitul, taică tot la fel exact. Era. Ai avut un spectacol cu Ticul tot la Satu Mare, așa? Da, pe 1 martie, dacă o să vă uitați la TV foarte atent, fartenți, veți vedea niște imagini de la un spectacol care l-am avut cu ocazia zilei, tot zilei femeii, de fapt, tot o zi a femeii, 1 martie. Da. Unde am umplut sala, au fost 350 de oameni, alături de mine, Mădălina și Țica. Da. De aici, de lângă mine. Bun, hai să și vedem niște imagini și eventual vorbim imagini. Peste, le comentăm peste. Da, aici sunt eu care cânt ceva. Ăla nu-i Ticu tot? Lady in Red. Nu, semănăm, dar să știi că vorba aia seamănă, dar nu răsare. Da, 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 da. Deci, ce era în spectacolul ăla? Spectacolul ăsta s-a vrut a fi un fel de putpuri de mai multe piese, în primul rând, și artiști, și a fost o amestecătură de muzică, teatru și big band la final. Și anume, noi avem în Cluj cu ce să ne mândrim, un big band pe care vă invit sâmbătă de la ora 6 seara la Casa Armatei să veniți să vedeți pe acești băieți minunați alături de noi. Într-un spectacol care îi zice simplu, de dragul tău.
de dragul tău, foarte frumos. În primul rând femeilor îl dedicăm și în al doilea rând tot femeilor. Aldo, tu ce ai început, ce ai cântat la început? Exact, ce cânt și acum, am cântat la început. Adică, ce gen de muzică? Genuri foarte ușor de reținut, de digerat, cum a zis și Țica, dar foarte ușor de... Omul se poate, cum să spun, se poate pune în pielea personajului prezentat prin muzica pe care o cânt foarte ușor. Te identifici foarte ușor cu ceea ce cânt. Cânt despre dragoste, despre problemele... Șantiere, care... pensii, aia. Chestii de astea, da? Hai să mai vedem niște imagini și mai discutăm între timp. La un moment dat știu că avea așa o tendință să cânti gen Michael Bublé. Da? N-a fost chiar o tendință, e chiar, chiar un stil care ți se potrivește foarte bine. Care mi s-a potrivit, da, nici nu mi-am dat seama. Dintr-o joacă am început să cânt ce cânta și el, pentru că găseam foarte ușor pe internet respectivele negative. Uite că a apărut și Țica acolo. Uite și pe Țica, da. Cel mic acolo. Cel mai mic, da. Hobbitul ăla mic acolo, că-s doi hobbiți, de fapt. Să știi că TV-ul pe tine te slăbește, la mine face exact invers. Oricum, să știți. Te-ai îmbrăcat în Tina Turner? Da, m-am îmbrăcat la un moment dat în Tina. Să știi că n-a ieșit Tina Turner, a ieșit femeia de servici nebună. De ceva, bine, intenția contează, deci, acum, nu pot să... N-a fost, din păcate, o chestie improvizată așa, în ultima clipă, pentru că n-am avut nicio repetiție, niciun fel de idee clară asupra ce avea să fie, așa că cele mai bune lucruri... Țica ce grade avea pe umăr acolo? Țica era general. Ah, eu eram supusul în piesa. Da. Adică eu aveam scula, instrumentul. Mereu e cu scula mai mare decât de obicei cu chestia mai mică. Da, se mai întâmplă. Da, asta e. Te-a ajutat sau nu te-a ajutat concursul la care ai participat Vocea României? Vocea României? Nu știu ce să zic. Dar trebuie să facem un vot, un voting online, să vedem dacă m-a ajutat sau nu. Pe tine, acum lasă voting-ul. Mie personal, pe Aldo Blaga. Mie personal mi-a dat foarte un bagaj foarte, foarte lărgit de cunoștințe. A, deci ți-ai îmbogățit cunoștințele. Adică ai cunoștințe, mă refer la cei care erau acolo, toți. Schimb de telefoane. Așa. Înveți despre ce înseamnă să lucrezi în spatele camerelor, despre ce înseamnă să fii pe sticlă, cum să te comporți, multe chestii. Da, ai învățat să fii etichetă. Da, ce înseamnă să fii pe sticlă, da. Să fii identitatea și să devii un produs. Să devii un produs. Ce ți-a dăunat participarea la... Ți-a dăunat cu ceva participarea? Cred că mi-a dăunat cu nimic. Nu? Privesc toate experiențele din viață ca fiind un pas poate necesar, chiar dacă rău, e un rău necesar care te ajută să ajungi la un alt tu ești un bolnav cu Facebook-ul, văd tot timpul postările tale acolo. Dacă ieri ce ai pățit când s-a întrerupt? Cred că ai murit. Să știi că am dormit, chiar dormit. Când s-a întrerupt. De-aia l-o fi întrerupt ăștia, că doarme Aldo, nu mai lăsă. Da. Avem o surpriză pentru tine. Ia să văd. Un invitat special. Da? Oare îl putem vedea? Maestrul Florin Piersic! Extra! Pe mine mă aștepți, păpușă! Ești cum te cheamă? Vorbește aici la Piersic. Andra. Ești extra, ești alumăruță? Acu ești. Ai putea fi și al lui Florin? Să mă ajute cineva că am cu spatele. Băiatul de la Steady să mă ridice că am spondiloză. Fii atent, primiți și oameni fără păr. Aplauze pentru Răzvan Teodorescu, al hairstyling-ului. E un om extraordinar. Ordonați, n-am cască. Am venit aici, ce public extraordinar. Maestre. Nu aplaudați. Vă fac eu semn, îmi aduce aminte de iarna lui 82. Maestre, exact, mai recunosc. Fă-mi un semn prost. Când să pot vorbi. Ești, stai un pic, ce m-a schemat să mă tăia, ce ești de la Renel? Ești, și văd pe domnișoara aia cu un pic de strungăreață și mi-aduc aminte de Marga Barbu, așa să-mi ajute bunul Dumnezeu. Am luat-o pe Marga Barbu. Era un cal
Cine-i superba asta? Ciocolatia lui Persic? Ce faci, pro... Ești... Uite, ce bine ne stăm împreună! Ești... Cine ești? Ai microfon da. Sau ce ai acolo? La valieră. La valieră, așa îi zice mai nou, da. Dacă e mică, la da. Valieră. Ești da. Extraordinară! Da. Ești extraordinară! Maestre, mai recunoscut ca să te întrerup. Oară. Zi, în ultima dată, spune... L-avem invitat în platou pe Aldo Blaga. Cel mai poezie. Mare om de muzică din Cluj, Aldo! Domnilor și domnilor, e un om extraordinar, îl știu de când era mare și acum au devenit... Cum-i Loredana? Care Loredana? Mai groaza, mă, groaza, mă! Când o văd pe Loredana, mă, apucă groaza, mă! Arată de și... Câți ani are oare Loredana? O fi vampir și nu știm noi? Nu știu, chiar, nu cred, știu. Mă, că Boncea ăsta umblă cu usturoiul la el, mă! N-are cum! Vreau să te felicit, mânzule! Mulțumesc, maestre! Ai avut... Mersi, ai avut o prestație. Domne, când te-am văzut, eu făceam duș. Că m-o prosti cineva, nu aplaudați. Că dacă faci duș, slăbi jumătate de kil. Și eu făceam duș și mă uitam la vocea. Și l-am văzut pe ăsta. Urma... Vocea se ascultă, nu te uiți la ea. Vocea se ascultă. Păi după nu? Vârstă, mă, ciocoflendere. După vârstă. Ce bine, ce număr porți cenușăriaso? 37. 44, Elisabeta Lipă, îi e. Tu ești urmașul lui Lucian Blaga, am înțeles. Priviți-l, zici că e din poezia Gorunu. Îi extraordinar. Putie, mă poți, eu am voce. Eu taci. Eu pot să cânt Besame. Și după aia dau pe română. Pupă-mă, mă. Toată viața am fost obsedat să cânt. Crezi că la 89 de ani mai am o șansă, Aldule? Poate ultima. Poate ultima. Poate ultima. Ce să plecăm? Ce vă striga? Vreau. Știu că ești un as al improvizației. Greșesc? Da. Nu. Bine, mă, că ești tu ăla cu chitara deștept. Mă, focalizați-l pe Ray Charles, mă, zici că are o... Are, zici, nu aplaudați, îmi luați din timp. Zici că are o tigaie de teflon și tot. Obladi, oblada, life goes on, bra. Bra, mă, bra. Aldule, țica, mărim canapeiul. Arăți? Ridică-te, mă, ridică-te copăcel să te vadă lumea. Ești extra. Da. Dacă îmi permis să te recunosc și a treia oară, maestre. Da. N-auzim poezia aia totuși. Ești extra. Stai jos. E așa de mare că dacă mă uit la el... Mă cac pe mine. Nu aplaudați. Poezia sună în halul următor. E scrisă de bunicul tău Lucian Blaga. Eu zic două versuri și tu încerci cu hongu să improvizezi. Bine? Ok, hai. Sună așa. Ești gata? Da. E extraordinar. Un picior, două picioare. Da. Preia-mă pe stedii, cum zice Adelina, mâncaia șocul ei, e extraordinară. Încă nu improviza, stai că nu-i poezie. Fii atent, ăsta e text învățat în 67 la liceul Coșbuc, eu l-am terminat, nu ca ăștia din ziua de azi, care numai cu iscanel trec. Fiți atent, nu aplaudați. Ce spui, mă, acolo, batista aia la gură, mă? Râs natural, mă. A, ai doi dinți pe o gingie. Rezolvăm. Fiță, Aldule, ești nemaipomenit. Dar n-am făcut nimic, domnule. De aia. Versul sună așa. Eu nu strivesc
corola de minunia lumii și nu ucid cu mintea tainele ce le întâlnesc în cale. Bagă cu gâtul. Niște, nu aplaudați, vă rog. Nu bagă. Știu că ești altcuiva, știi că eu am viața mea, nu mai pot schimba nimic, închid ochii și te simt. Vezi că e fularul meu ăla. Fularul lui Aldo Blaga. Zici că e natural, mi-a dat un șarpe boa. Cum ai zis aia cu zici că nici nu te simt? Lângă mine, dar nu vreau să te mai mir. De-ai fi astăzi flori în piersic, de-ai fi chiar și Marius Aciu, ți-aș da din vocea mea atât cât nu poți lua de dragul. Vorbește de prietena ta! Extraordinar! Deci, eu mi-am uitat fularul alb, pentru că de o martie fularul meu e alb cu picățele. Maestre, a patra oară dai o bere. Ne revedem după ce câteva momente în platou. La Tonic Show. Mă scot iar afară. Este. Iese. Iese. Da, hai, hai că te tentezi. Fii atent ce ți arată tot acum. Fii atent. Comunicare, tabletă. Nu disperăm, să te mai... Masculinitate, da? Asta, cum e, stai, stai liniștit. Nu te agita. Iese. Tonic Show, de luni până vineri, de la 17:30 la 19:30. Gata opera lui Rareș. Să-mi spui dacă ți-e rău, da? Nu ți-e rău, așa-i? Rareș, am realizat-o o prinsoare, da? Așa, uite la mine. Așa, uite. E bine așa? Așa. Te rog, explică, ce ai făcut aici, încă o dată, scurt? Mulțumesc, de ce ați văzut? Da, zi. O împletitură. O împletitură, cofra, da? Începe cu o împletitură din partea din față și se termină cu prinsoarea de care îți povesteam. Asta e prinsoarea, un fel de coc, nu? Un fel de coc, da. Un fel de coc. Dar mai natural, foarte, natural. Foarte natural. Fără foarfecă, fără bonfire, fără patent, o să cânte. Mulțumim, Rareș, mulțumim modelului, nu mai știu cum te cheamă. Andra. Andra. Și o să cânte Aldo Blaga și Țica Sax. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera, need that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. Stop and linger while I buy a wedding ring for your little finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Oh, buonasera, Cluj na boca, kiss me goodnight. Mwah. Buonasera, Tika, kiss me goodnight. Side.
stop and linger while I buy a wedding ring for your little finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Oh, buonasera, dragi mei, kiss me goodnight. Buonasera, close na poca, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Yeah, yeah. Alu, gata, pupăturile, gata, ce acolo? Aldo, dragă, spune, când e concertul? Încă o dată, când e concertul? Sâmbătă de la ora 18 la Casa Armatei. De dragul? De dragul tău! Vă așteptăm! Revenim în platou din nou după un scurt promo! Nu uitați, Tonic Show caută cel mai tonic pet. Intră pe www.tonicshow.ro și încarcă filmulețele cu animalul tău iubit la secțiunea Tonic Pet. Dacă ne convingi că ai cel mai tonic pet, ai șansa să câștigi marele premiu de 1000 de euro. În fiecare luni, 3 concurenți selectați pe baza filmelor trimise intră în competiție. Cel mai bun câștigă un loc în marea finală. Vrei ca împreună cu petul tău să câștigi 1000 de euro? Încarcă acum filmulețul tău pe www.tonicshow.ro. Unde mergi vara asta cu 1000 de euro? Cum v-am obișnuit, în fiecare joi avem în platou pe Raluca, Anton și cei 7 ani de acasă. Bine ai venit, bună seara, Raluca, te rog frumos să iei loc aici lângă. Mulțumesc, bună seara. Servus, Adelina. Salut, Raluca. Raluca, astăzi vom discuta despre... Despre cum salutăm. Aș putea să-ți arăt, dar se supără colegii mei din regie, da, hai să continuăm. Despre salut, despre cine salută primul când intră într-o încăpere, de exemplu. Cine salută primul când intră într-o încăpere? Cine salută când cineva intră într-o încăpere? Așa. Salută cel care intră și nu cei care sunt în interiorul încăperii. Deci cel care intră salută... Exact. Iarăși o regulă pe care... Dar de cele mai multe ori această regulă este respectată. Domnii salută prima dată o doamnă, chiar dacă doamna este sau domnișoara este foarte mult mai tânără. Dar o regulă care este încălcată din punctul ăsta de vedere este în momentul în care vorbim despre un domn superior... În grad, funcție, exact. Da. Și o doamnă subalternă. Pentru că de multe ori domnii se așteaptă ca doamnele să-i salute, pentru că ei, bineînțeles, au o funcție mult mai înaltă și atunci merită acest respect. Pauză de respiro, să punctăm. Deci atenție, domnilor directori, dacă femeia de serviciu o vedeți că spală pe jos, nu întrebați ce aștepți, doamnă, că ea o să-ți răspundă feedback la ce-o lucrat, da? Deci o salut frumos, nu aștepta să facă ea cu mătura să-ți prezinte salutul, da? Am reținut? Pa, continuăm. Apropo de asta, să știi că ai punctat foarte bine că, de exemplu, Ludovic al XIV-lea tot timpul mergea Ludovic prin... XIV, exact. Da? Pentru profani. Tot timpul mergea prin bucătării și le saluta pe doamnele bucătărese. Întotdeauna el avea un foarte mare respect. Practic, foarte multe dintre bunele maniere pe care le avem astăzi vin de la Ludovic al XIV-lea. Știi că spuneam și săptămâna trecută cu grădinarul lui Ludovic al XIV-lea, care a pus etichete pe gazon. Pe gazon. Știa el de unde vine papa, de aia se punea bine cu ele, da? Exact. Și, bine, știm și că Ludovic al XIV-lea era un mare cuceritor și îi mergea cu doamnele. Chiar bucătărese lasă-o în fasole. Iarăși, în momentul în care ne întâlnim pe stradă, când facem cunoștință, facem foarte multe greșeli. De multe ori se întâmplă când suntem un grup de oameni și nu ne cunoaștem între noi, ne împleticim mâinile. Dar se noadă mâinile, am mai văzut chestii de genul ăsta. Așa. De obicei, regula spune următorul lucru. În primul rând dau mâna doamnele, apoi doamnele cu domnii și la final dau mâna domnii. Recapitulăm. Deci întâi dau mâna doamnele, după aia doamnele cu domnii, exact. Și la sfârșit domnii. Și cea mai mare greșeală când facem cunoștință sau când ne întâlnim o doamnă cu un domn și dăm mâna, întind domnii mâna prima dată. Niciodată nu se face asta. Întotdeauna, da, dacă doamna nu se simte și nu întinde mâna... Este greșeala adânsei, a ei. Din ea se poartă povara. Așa, ea să poarte povara. Însă, întotdeauna, doamna întinde prima dată mâna. Doamna nu întinde mâna. Domnul, da. Știm că doamna întinde mâna totdeauna și când venim în zi de salar acasă, tot doamna întinde mâna.
Da. Cum salută domnii? Mai de mult știu că era moda, de fapt și acum se mai practică. Cu pălăria. Da. Și se spune că, se spunea că în momentul în care porți pălărie, este bine cu 2 metri înainte de a saluta să-ți scoți, exact, să-ți scoți pălăria. Să nu împrăști mătreață. Da. Să-ți scoți pălăria, însă gestul nu trebuie să fie unul exagerat, ci unul subtil. Întotdeauna când salutăm, este important să dăm puțin din cap, să aplecăm puțin capul și să surâdem. Cam asta spune codul bunelor maniere. La doamne este puțin mai simplu, pentru că doamnele singurul lucru pe care trebuie să-l facă este să surâdă și să aplece puțin capul în momentul în care salută. Da, domnul stă cu mâinile în buzunare când se întâlnește cu o doamnă? Nu, niciodată, niciodată. Asta este o regulă pe care, din păcate, hainele cu buzunare ne fac întotdeauna să încălcăm. Stăm foarte mult cu mâinile în buzunare, este o poziție foarte comodă, însă, din păcate, codul bunelor maniere nu ne permite asta. E comodă în general la bărbat, pentru că buzunarele sunt goale și încape mâna, așa, stai liniștit. Și la doamne, bagă mâna să caute ceva, da, în buzunare. Absolut. Cum salută doamnele, că tot am vorbit de doamne. Doamnele întotdeauna așteaptă să fie salutate. În momentul unele în care așteaptă mult și bine să fie unele salutate. Așteaptă mult și bine, exact. În momentul în care se întâlnesc două doamne, de exemplu, se întâmplă de foarte multe ori, știm că rivalitățile cele mai multe sunt între femei. Da, între femei. Nu știm de ce oare, nu? Ne tot întrebăm, nu știm de ce. Și cel mai urât lucru pe care îl fac și este exemplul suprem de nesuportare când îi demonstrez celelalte că nu o suport, este în momentul în care nu o saluți. Acest lucru nu se face niciodată. Oricât de supărat ai fi pe persoana respectivă, niciodată nu uiți sau nu refuzi să o saluți. Putem evita un salut? Nu. Nu. Este de preferat. De multe ori ni se întâmplă să mergem pe stradă să ne salute cineva și să nu o recunoaștem pe persoana respectivă. Poate că din greșeală ne-a salutat, că ne confundă cu cineva, însă și în momentul respectiv este important să salutăm, chiar dacă cu un zâmbet și cu un dat ușor din cap. Da. Raluca, o ultimă idee, ca să încheiem apoteotic această seară. Care ar fi un sfat al tău? Un sfat al meu? De salut. Cel mai important lucru, niciodată nu evităm să salutăm, nu evităm salutul celuilalt, întotdeauna răspundem la salut. Este un gest care a apărut de foarte, foarte mult timp. Pe vremuri era utilizat ca semnal de alarmă, de pericol, sau ca semnal că există hrană undeva, că s-a găsit hrană. Acesta a fost scopul salutului. În timp s-au pierdut aceste funcții, dar salutul a rămas și asta înseamnă că este un lucru extrem de important și că trebuie să-l facem în continuare. Așa că să nu uităm niciodată să salutăm. Mulțumim, Raluca! Săptămâna viitoare ești din nou la noi. Mulțumesc în platou. Tonic Show continuă. Unu, doi, trei, patru, cinci, acum! Mamă, Liga, brânza, li? Așa! Asta-i, asta-i! Ce bărbați eram odată! Tonic Show, da? De luni, da? Până vineri, de la 17.30 la 19.30. Da, a fost Raluca Anton și cei 7 ani de acasă. Urmează cineva care a adunat milioane de like-uri pe YouTube cu piesa lor În jurul lumii. Doresc ca muzica lor să ajungă direct la sufletul fanilor. Au ajuns și la noi în platou trupa Camuflaj! Ia-te un loc acolo, ia-te un loc acolo lângă. Nu, eu am vrut să dansez, am vrut să fiu sigură să fiți, că nu îi ratez. Trupa Camuflaj n-a venit singur, a venit cu Anda Dimitriu. Anda Dimitriu. Ce cântați voi, Camuflaj? Ce gen de muzică? Un reggae cu influențe hip-hop. Un reggae cu influențe hip-hop. Mai exact, stilul Camuflaj. Deci un stil exact propriu pe care vi l-ați creat așa voi. Da, așa încetă. Trebuie v-ați branduit stilul, e al vostru, da? Exact.
Cum ați început pe stilul ăsta? Așa ați cântat de la început, din start, de când v-ați reunit? Când eram mai mici, eram mai mult hip-hop. Mai spre hip-hop, care atrăgea toată lumea, da? După blocuri suntem noi. Nu neapărat, nu? După blocuri. După case. După case, care, da, exact. După aia am început să ascultăm reggae, ne-a influențat foarte mult stilul ăsta. A, și n-ați renunțat la prima dragoste, care era hip-hop, și ați preluat, dacă ne place și reggae, hai să facem un reggae-hop. Exact. Nu e chiar reggae-hop. Mai exact, raga-rap. 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 Da, cam acolo s-ar clasa. Deci asta e ceva diferit de reggaeton, care e total diferit. N-are nicio legătură. Numai reggae din față ce seamănă. Exact. Da? Înseamnă că vă place Bob Marley, vă place Eddie Grant. Da? Ne plac plăcut și alții. Așa, și alții. Și alții, mulți alții. Și cum este primit stilul ăsta al vostru în Cluj? Pentru că Cluj ne interesează în primul rând. Foarte bine. Aveți fani? Bineînțeles. La Cluj întotdeauna cred că e mult spus, fani. Ne place să le spunem susținători. Susținători, deci nu fani. Exact, nu fani. Susținători, adică în ce sens susținători? Vă susțin cum? Ne susțin venind la concerte, cumpărând muzica. Ai spus un lucru, cumpărând muzica. Da. Mai mult sau mai puțin. O parte din oamenii care ne ascultă pe noi și ne respectă muzica pe care o facem și atunci și cumpără. Da, ce artiști v-au influențat pe voi? Kimani Marley, Damian Marley, Nas, Tupac. Sunt unii cu care am început să ascultăm. Ce o să ne cântați în seara aceasta? În jurul lumii cu Anda Dimitriu, bineînțeles. În jurul lumii cu Anda Dimitriu. Și pregătim o nouă piesă în primăvara asta, împreună cu Anda. În primăvara asta o să aveți o nouă piesă, da? O să fie o continuare. Bănuiesc că tot la noi în platou o să fie premiera, nu la Tonic Show. Dacă, bineînțeles. Dacă ne invitați, cu toată plăcerea. Ne reîntâlnim cu... Până atunci, sâmbătă la Music Hall, la Unicul Music Hall de la noi din Cluj, o să fie un mare concert hip-hop, cum ar veni. Adică este concert camuflaj plus toți prietenii noștri din Cluj. Anda Dimitriu, Vescan, Cumicu, Ice, Tanez, CD, toată mișcarea hip-hop. DJ Twist, DJ Weekend. Camuflaj și prietenii! Ceva de genul, da. La ce oră e concertul? Începând de la ora 22. De la ora 22 o să fie și echipa Tonic Show acolo. Vă așteptăm. Ne reîntâlnim cu camuflaj după publicitate.